cred cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Poftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am găsit! Hello! Bine v-am găsit, dragile mele, la un nou episod al podcastului Poftă de viață cu Claudia Buneci. Astăzi o să răspund la o întrebare pe care am primit-o din comunitatea mea, Poftă de viață la premenopauză, despre substituția hormonală. Și am simțit nevoia să răspund un pic mai pe larg decât un video scurt, pentru că este o întrebare care este pe buzele sau în mintea multora dintre femeile din comunitate și dintre femeile cu care lucrez și nu prea avem cu cine să discutăm despre subiectul ăsta. Eu sunt health coach, functional health coach, deci nu sunt medic, dar lucrez foarte mult pe aceste tipuri de dezechilibre hormonale care uneori necesită suport hormonal din afară, de substituție hormonală. Și o să-ți spun care este punctul meu de vedere. Substituția hormonală de multe ori ne ajută să ne simțim mai bine. Acum întrebarea este când este momentul să apelăm la substituție hormonală, ce avantaje și ce dezavantaje avem. Bun, în primul rând cred că ar fi bine să știi că substituția hormonală se poate face cu hormoni sintetici sau cu hormoni bioidentici și ți-aș recomanda să cauți un endocrinolog care este la curent cu ultimile research-uri, da? Cu ultimile produse din acest domeniu, din această arie foarte dinamică, care a progresat foarte mult în ultimii ani și care nu se regăsește, progres care nu se regăsește neapărat pe piața din România, produselor disponibile în România. Dar știu că mai există endocrinologi, am început să aud de la clientele mele de endocrinologi care sunt la curent cu faptul că există și acești hormoni bioidentici și care au avantajul că vin cu mai puține efecte adverse decât hormonii sintetici. Bun. Deci asta în primul rând aș vrea să știi. Când este cazul sau când consider eu că este cazul să facem substituție hormonală? Atunci când ne este foarte greu, atunci când practic am întârziat să intervenim mai repede cu schimbări de stil de viață care să ne susțină corpul să treacă mai ușor prin schimbările din premenopauză și menopauză. Da? Dacă am ajuns acolo unde deja bufeurile nu ne lasă să dormim și asta duce la un lanț de probleme în corp, că nu se opresc aici, da? Deci nu dormim pentru că avem bufeuri, luăm în greutate pentru că nu dormim, crește inflamația în corp pentru că nu dormim, ne crește cortizolul care crește insulina, da? Deci așa ajungem de la bufeuri și de la estrogen și progesteron, ajungem să ne crească insulina și să facem rezistență la insulină, da? Deci ele sunt interconectate. Bun, deci nu dormim, nu mai putem să ne concentrăm, nu mai avem claritate mentală. Avem anxietate mare, chiar depresie. Partea asta de uscăciune vaginală și uscăciune peste tot, pentru multe femei, adică inclusiv la ochi, la piele, pentru multe femei nici măcar nu mai este un simptom atât de tulburător, să spun așa, poate doar pentru acelea care chiar au o relație faină, care poate și-au descoperit cât de împlinitoare poate să fie o relație sexuală sau au avut o relație sexuală împlinitoare și vor să facă tot ce pot să și-o păstreze în continuare. Da? Dar în principiu femeile consideră situații foarte importante, acelea care le dau viața peste cap și puține conștientizează că pot să aibă o relație sexuală împlinitoare în continuare și că este foarte important atât pentru cuplul lor, cât și pentru starea lor de bine. De aceea îți recomand să urmărești discuția pe care am avut-o cu Domnica Petrovai pe această temă. Voi lăsa linkul
Bun, deci atunci consider eu că este cazul să ne gândim la substituție hormonală când ne este foarte greu și schimbările de stil de viață pe care ești dispusă să le faci atunci, în momentul acela, au nevoie de mai mult timp pentru ca tu să le resimți și să poată ajuta corpul tău să-și reia într-o măsură considerabilă funcțiile. Desigur că depinde și despre, depinde despre ce femeie vorbim, în ce etapă se află ea, cât de avansată este premenopauza sau poate este deja în menopauză, da? Deci depinde care este gradul de uzură pe corp și ce mai este posibil, realmente posibil. Bun, invitația mea ar fi ca, chiar dacă alegi substituție hormonală, să încerci în primul rând să fie bioidentici, dar să nu te culci pe ureche, să te gândești că ai luat, că ești pe substituție hormonală și tu nu trebuie să mai faci nimic, da? Fă schimbări de stil de viață, învață să mănânci așa cum susține, cum sunt susținuți hormonii tăi, să dormi, să te miști, să te reconectezi la corpul tău, astfel încât să dai o șansă corpului să își producă singur hormonii. Și chiar în podcastul cu Elena, una dintre clientele mele, ea povestește cum nu a mai avut nevoie de Duphaston și corpul și-a reluat funcția de ovulație și producția de progesteron, drept urmare. Dar asta la câteva luni, după ce ea a făcut schimbări considerabile de stil de viață, pe care a continuat să le mențină în viața ei. Da? Bun, deci substituția hormonală ne poate ajuta să ne simțim mai bine. Lucrăm cu medici și specialiști care sunt la curent cu ultimile studii, cu ultimile descoperiri. Încă ceva, fiți atente că optim este să venim să susținem și estrogenul și progesteronul, deci trebuie să măsurăm, dar să fim foarte atente și la simptome, pentru că de multe ori este nevoie să-i susținem pe amândoi și astfel și riscurile la care ne expunem prin substituție hormonală scad, pentru că dacă susținem doar estrogenul, riscăm să dăm o dominanță estrogenică și riscul de cancere, fibroame și alte tipuri de dezechilibre din era, sfera dominanță estrogenică bat la ușă, să spun așa, fără prezența progesteronului. Deci la asta trebuie să avem grijă și în același timp facem schimbări de stil de viață și încercăm să schimbăm hormonii bioidentici cu aceste alegeri pe care le facem zi de zi și cu suplimente din plante care să susțină hormonii, dar care atunci când noi suntem foarte down, când ne este foarte greu, ei, beneficiile acestor suplimente din plante nu prea le simțim. Da? Deci ele își fac efectul și sunt mult mai blânde, mai soft, dar atunci când noi nu suntem foarte, foarte jos, da? Dacă ai întrebări, te invit să mi le trimiți pe adresa claudiaron-de-viață.ro și dacă consider valoroase informațiile pe care le las în acest podcast, să le împărtășești prietenelor tale care crezi că ar avea nevoie. Și urmărește-mă în continuare, dă follow la show și na, povestește cu cine crezi tu că are nevoie de aceste informații. Mulțumesc, te îmbrățișez. Să fii bine, energică și cu poftă de viață.